ascultătorilor că vom face acum ceva inedit. O să cântăm împreună cu ei piesa de la Bahamen, Who Let the Dogs Out. Și o să vedem cât de tare și de bine vom reuși să facem treaba asta. Să-mi spui tu, Bruno, când ești pregătit, când i-ai strâns lângă tine și când poți da drumul la melodie. Putem să dăm drumul, încercăm. Ce tare! Acum așteptăm refrenul, ei nu scot o vorbă. Și acum... Și acum să cânte și un pic de strofă. Ia să vedem. Extraordinar de simpatici, domnul Nicolae. Genial. Am reușit să facem și pe asta. Aș avea o întrebare, Bruno, pentru cei trei câini ai tăi, pentru Blue, pentru Ozzy și pentru Jay. Când, pe când primul album și primul video? Că mă, că te pricep foarte bine la cântat, Doamne. Toate la rândul lor. Bruno, ce vreau eu să te întreb, am citit tot felul de studii, cum că dacă ești stresat, dacă ai vreo depresie, dacă ai nu știu ce problemă, câinii sunt foarte, foarte buni în viața ta. Eu te văd pe tine extrem de calm. Spune-mi dacă așa ești tu de fel sau se datorează faptului că ai aceste animale extraordinare tot timpul cu tine și asta îți dă o stare de liniște interioară. Nu sunt în mod permanent calm, dar mă calmez în momentul în care sunt cu ei. Nu poți. N-ai cum să fii nervos în prezența lor. Sunt extraordinari. Emană atât de multă energie pozitivă încât trebuie să lași tot la o parte. Am și o întrebare, cam care ar fi raportul? Deci la o soție care te scoate din minți, câți câini îți trebuie? Trebuie să facem calcul, cam câți câini ar trebui să te calmeze? Unul singur este suficient. Bă, oh, ok. E perfect, deci atunci când vă însurați, luați-vă și un câine. Corect. Hai să discutăm un pic și despre România au talent și să ne spui cum ți-a schimbat viața faptul că ai câștigat. De vineri până astăzi, uite, au trecut fix 7 zile. Suntem foarte curioși dacă au început să sune mult mai multe telefoane, dacă lumea te cheamă la spectacole, cum au abordat prietenii, familia chestia asta cu câștigul. Nicolae, încă nu știu ce înseamnă asta, nu m-am dezmeticit, că în momentul în care am plecat de la București, deja mă așteptau paparații în parcare, după aceea au fost foarte multe interviuri la diferite reviste, nu sunt obișnuit să fac lucrul ăsta și mi-a destul de mult timp. Foarte mult de acum avem emisiuni de televiziune. Încerc să mă obișnuiesc, sper să fac față. Viața nu mi-a schimbat-o prea mult, decât că sunt mult mai obosit acum. Ce nu au înțeles probabil mulți dintre telespectatori și din ascultători, eu nu fac dresaj canin. Eu am alt job.
mă duc la servici în mod normal, vin acasă, mă juc în mod normal cu câinii afară. Ok, acum spune-ne și ce meseria e, că n-ai făcut curios. Sunt consultant în domeniul informaticii. Consultant IT. IT. Și cum reușești să te împarți cu timpul și cu un serviciu atât de complicat unde e nevoie de concentrare și cu căței? Tocmai ei mă ajută foarte mult, pentru că oricât de obosit aș fi și oricât de obosit aș veni de pe drum, că fac și navetă 100 și ceva de kilometri, când ajung acasă mă încarc în mod automat.